Creștinii ortodoxi din Râșnov au avut parte în acest weekend de un eveniment cu totul special. În curtea Unității Militare 42, Comunicații și Informatică de Sprijin, a fost pusă piatra de temelie pentru construirea unui lăcaș de cult. Ție acum, cu milință ne rugăm, trimite harul Preasfântului tău Duh și binecuvintează punerea pietrei de temelie și toată temelia zidirii care începe spre slava Preasfântului tău nume. Iată că acum suntem părtași la un început extraordinar a unei biserici care își va împlini misiunea ei, nu doar prin frumusețea arhitecturală. Poartă hramul Sfântului Arhanghel Gavril. Arhanghelul Gavril este cel care a fost vestitorul lui Isus. Cel care a transmis, cum transmitem și noi, și a făcut legătura între pământ și cer. Am reușit să aducem împreună biserica și armata, care puteți zice că sunt poate printre cele mai importante instituții ale statului, și am reușit să le punem împreună și să construim o biserică în folosul comunității noastre, în folosul locuitorilor orașului Râșnov. Asta mă bucură cel mai mult. Lucrările la noul lăcaș de cult vor începe în 2018 și s-ar putea încheia până la finalul anului viitor.